evenimente fac parte din istoria noastră, din cultura noastră, din identitatea poporului nostru. Le-am moștenit, avem datoria să le transmitem copiilor și nepoților noștri. Și Palatul Principilor din Alba Iulia se va renova. Aici a locuit Mihai Viteazul când a înfăptuit unirea de la 1600. Banii europeni o să readucă palatul la viață. Regio. Călătoria continuă. Mâine se construiește acum. Informează-te pe inforegio.ro.